încoa. Să rămână, Nelea! Serus, copchile, serus! Ce mai faceți, Nelea, frățică? Haideți să vă pup! No, mă, copchile, mă! Dar s-o gătac Xanaxul la farmacie, mă? Ce ești așa zgubilitic? Nimic, Nelea, numai ești foarte bine dispus! Du-te! Cu ce ocazie? Cu ocazia lansării ceasului Apple! Care? Apple Watch, Nelea, Apple Watch! No, mă, copchile, nu începe și tu, omul, las-o în tepșe! Că nu mai pot cu ceasul ăla, tot netul-i plin de el! Și ce? Nu-i bine sau ce? Ce să spun, nu mai pot eu dormi noaptea! Și ce dacă s-o lansat? Pentru asta te bucuri așa? Nu, Nelea, mă bucur pentru că o să mi-l cumpăr! Zău! Au, mă, cu ce bani îți vinzi PlayStation-ul? Am și PlayStation-ul vând. Și mai ce? Și televizorul. Și mai ce? Hai, mai pune, că ceasul ăsta e cât o mașină, băi. Vând și apartamentul dacă trebuie, dar tot o să am eu ceasul ăsta. Apartamentul? Adică ăsta? Ăsta! Băi, pușlama, Vasile, apartamentul ăsta nu-i pe numele tău. Și nu uita, tu locuiești aici pentru că te las eu, băi. Și poate vrei să dormi în curul gol pe stradă la noapte. No, bine, nu vând apartamentul, dar fac eu cumva și tot îmi iau ceasul ăsta. Mă, copchile, eu te întreb așa, tu ești cam dobitocuț așa sau te faci? De ce? Păi tu vrei să-ți amanetezi viitorul ca să-ți iei un ceas, mă? Ca să ce? Ce face Apple Watch-ul ăsta de banii ăștia? Face foarte multe! De exemplu? De exemplu, arată ora! Du-te, mă! Arată ora! Da, da! Fuiuiui, au, mă, ungure, arată ora! Da, tare! Na, asta da, na, atunci eu zic, copchile, să-ți iei două! Nu, Nelea, că mi-ajunge unul! Trâncăleule, eram sarcastic! Arată ora! Păi ce mare brânză, mă, eu știu ora exactă și fără ceasul ăla, mă! Știu fără să mă uit la ceas deloc! Cum fără ceas? Păi, mă, îl am pe unguru! Prezent! Nelea, unguru, are el ceas sau cum? Da, are ceas biologic! Am un ceas biologic, nici nu există așa ceva! Pariu că există, mă! Ăsta bea bere la ora exactă întotdeauna, e foarte simplu! Da? No, și cât e ceasul acum, ia, dacă sunt de stare? Acum? 4-5-7! Fuiuiui, atât am zice și pe telefon! Dar cum ați știut? Păi uită-te la el, bă, îi vâne de la față deja! Nu mai poate, îi însevraj, se apropie ora exactă! No, în fine, dar ceasul ăsta e mult mai șmecher de atâta! No, păi ia mai spune-mi, ce știe face, că nu m-ai convins! Păi pot să postez pe Twitter și pe Facebook poze cu mâncare! Ha! No, hai că ești amuzant, copchile! De ce? Ce mâncare, bă, nimuricule? Tu n-ai nici după ce bea apă, tu vrei să postezi poze pe Facebook! Dar nu trebuie neapărat să fie mâncarea mea, că găsesc eu pe net atâtea poze cu mâncare! Pe Facebook, nenea, toată lumea pune botul, poți să fii cine vrei acolo! No, bun, bă, copchile, deci tu dai un ștraf de bani pe un ceas care îți arată ora și care postează pe Facebook? Da! No, păi asta poate și telefonul meu, bă, altceva? Da, mai are chestii foarte interesante! Ce anume? Are iHealth! Ce? O aplicație de sănătate, Nelea! Monitorizează pașii, bătăile inimii, pulsul! Și ce te interesează pe tine, mă, bătăile inimii și pulsul, mă? Tu ești tânăr, mă, te doare la ștocă! Da, da, așa, în sfârșit pot să-i arăt la colega mea, Mihaela, cum îmi bate inima pentru ea, Nelea! Mă, copchile, eu cred că greșești produsul, mă! La vârsta asta tu ar trebui să-ți cumperi un ceas de pus pe șorloboncă, mă! Ce? Acolo ar trebui să-ți pui ceasul în chiloți, că la vârsta ta, cum îți colcă-i ție hormonii, acolo-ți bate inima. Whatever, văd că sunteți cam hater, așa. Îs hater? Da. Copchile, ai dreptate. Îs așa de hater încât îmi permit să te întreb, cât ține tras? Fă, tras? Dar ce, suntem în paleolitic? Ce, nu se trage? Nu, nenea, e cu baterie. Și rotița aia din lateral, ce face? Cu aia selectezi iconele. Aia nu-i rotiță, nenea, se numește coroană digitală. Bă, dar știu că ai niște fițe în program, ne scuzați. Da, da, și dumneavoastră sunteți hater. Bine, bă, copchile, atunci uite, îs așa de hater încât îmi permit să te întreb cât ține bateria. O zi, maxim două. Excelent, copchile, deci un ceas care îți arată ora, are Facebook și nu se trage și costă cât o mașină. Da, nenea, dar e foarte popular, toate vedetele o să-l aibă. Toate vedetele o să-l aibă, ne scuzați, și o să am eu pită mai multă pe masă, bă. Dar ce chestie, acum îmi pică fisa. Dacă ceasul ăsta nu se trage și o să-l aibă toate vedetele. Așa, ce? Mă gândesc la săracul Bote. Botezatul? Da, bietu. Cum o să-i mai tragă el ceasul la Bianca Drăgușanu? Vai, tensiunea. Bă, copchile, tocmai mi-am pierdut 3 minute din viață pe care n-o să le recuperez niciodată. Am pierdut timp vorbind despre o chestie care arată timpul. Am un extra.
extraordinar! V-a mirosit 3 minute! Ne scuzați! Și ce o să-mi faceți? Ce o să-ți fac? Da, na, ce o să-mi faceți? Copchile, mie nu-mi trebuie ceas ca să-ți spun ce o să faci tu pe ăsta 10 secunde! Ce? Eu zic că o să merg la Budă și o să stai pe tron. Știi de unde știu? De la ceasul meu biologic, mă! Da, de ce să stau pe tron? Că nu mă scapă! Încă nu! Dar în momentul ăsta îți dau o bătaie de te caci pe tine! Unguru! Ulan! Le violon hongrois.